Loviturile pentru președinte au venit la foc continuu astăzi. Tot Curtea Constituțională i-a respins lui Klaus Iohannis sesizarea privind înființarea unei secții speciale în cadrul parchetului general care să investigheze abuzurile magistraților. Corina Matlinski are informații și despre această decizie a curții, având în vedere, Corina, că era un lucru cerut chiar de Uniunea Judecătorilor din România, de Asociația Magistraților din România, cele care au semnalat tocmai abuzurile la care sunt supuși judecători luați de DNA, de exemplu, chiar pentru sentințe, pentru care ar avea protecție totală a legii. Bun găsit, așa este, o secție despre care chiar ministrul Justiției Tudorel Toader afirma că este una extrem de importantă și necesară, având în vedere tot ceea ce am văzut legat de abuzurile din justiție. Ei bine, astăzi Curtea Constituțională a luat în discuție și acea sesizare făcută de către Klaus Iohannis la începutul lunii mai și a decis să o respingă pe motiv că nu a sesizat președintele României în termenul legal. Este vorba de acea secție înființată, care ar trebui să se înființeze la parchetul general și care să îi ancheteze pe magistrații care comit infracțiuni, care fac corupție în justiție, pentru că, noi așa, am văzut extrem de multe cazuri. Rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe după această decizie a Curții Constituționale. Trebuie să vă reamintesc faptul că o astfel de secție exista cumva și în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în înființată chiar de către Laura Codruța Chioveși, la cererea Laurei Codruța Chioveși și către CSM, de undeva din anul 2014. Așadar, rămâne să vedem când se va decide mai departe cu privire la aceste legi, dar și dacă președintele Klaus Iohannis va avea un punct de vedere și cu privire la această lovitură venită din partea Curții Constituționale. Mulțumim, Corina Matlinski.